robia lui Satana și a îngerilor lui. În Iuda 6 citim: El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Pământul părea ca un pustiu trist. Orașe și sate, zguduite de cutremur, zăceau în mormane. Munții au fost mutați din locul lor, lăsând goluri mari. Stânci colțuroase, aruncate de mare sau smulse din pământ, erau răspândite pe suprafața lui. Copaci mari au fost destrădăcinați și împrăștiați pe pământ. Aici trebuie să fie locuința lui Satana și a îngerilor lui timp de 1000 de ani. El va fi restrâns aici ca să pribegească în sus și în jos peste fața sfâșiată a pământului și să vadă efectele răzvrătirii lui împotriva lui Dumnezeu. Timp de 1000 de ani se poate bucura de rodul blestemului pe care l-a pricinuit. Limitat doar de pământ, el nu va mai avea privilegiul de a călători pe alte planete ca să-i ispitească și să-i supere și pe cei care nu au căzut. În timpul acesta, Satana va suferi foarte mult. De la căderea sa, trăsăturile rele i-au fost extrase fără încetare. Dar lipsit de putere, va fi lăsat atunci să cugete la partea pe care a îndeplinit-o de la căderea lui și să aștepte cu tremur și groază viitorul înfricoșat. Când trebuie să sufere pentru tot răul pe care l-a săvârșit și să fie pedepsit pentru toate păcatele pe care le-a provocat să fie comise, am auzit strigătele de triumf ale îngerilor și sfinților răscumpărați, care sunau ca 10.000 de instrumente muzicale, pentru că nu aveau să mai fie necăjiți și ispitiți de Satana și pentru că locuitorii altor lumi au fost eliberați de prezența și de ispitele sale. Captivitatea lui Satana va aduce bucurie și veselie poporului lui Dumnezeu. Profetul spune: iar când Jehova îți va da odihnă de întristarea și de necazul tău și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei spune parabola aceasta împotriva împăratului Babilonului, reprezentându-l aici pe Satana, și vei zice: cum și-a încetat asupritorul existența? Jehova a înfrânt toiagul celor răi, sceptrul conducătorilor, ce lovea fără încetare și cu mânie popoarele, ce a condus națiunile cu mânie, cu o prigoană de nestăvilit. Isaia 14 cu 3 la 6. Părinte Ceresc, îți mulțumim că Tu ne descoperi ceea ce are să se întâmple, dar vreau ca Duhul Sfânt să ne vorbească și vrem ca să cureți caracterul nostru, ca să fim printre cei care te vor întâmpina în slavă. Fii slăvit și lăudat. Amin.